Olimpul Iași continuă seria negativă în Liga 1. Contra lui Șep și echipa lui Tej a bifat al 5-lea meci consecutiv fără victorie. Crista putea deschide scorul la Botoșani la mijlocul primei reprize. Bara a salvat cea mai bună apărare din Liga 1. Replica a venit de la Șafranco. Atacantul slovac nu a putut marca 1-1 cu Turnovanu. În celălalt careu, Platini a ratat și el o șansă mare pentru Poli. Ieșenii au deblocat până la urmă tabela cu 20 de minute înainte de final. Argentinianul Pasalia a marcat superb, primul său gol în Liga 1. Bucuria moldovenilor a fost de scurtă durată. Tinco a marcat în poarta fostei sale echipe, iar Poli a șep și s-a terminat 1-1. Încercăm, jucăm, ne creăm ocazii și conducem și nu putem să luăm punctele. Aici e marea dezamăgire. Dintr-o singură fază avută de cei de la, în minutul 80, de cei de la Sepsi au dat gol. Noi, dacă avem 100.000 de ocazii, nu putem să dăm gol. Echipa are disciplină și asta este foarte, foarte important pentru mine, numai că trebuie să fii și puțin mai creativ și puțin mai inovativ.